Mulți cetățeni din Râmnicu Sărat obișnuiesc să îngrijească maidanezii din zonele în care locuiesc sau pe cei din apropierea sediilor firmelor pe care le dețin. Reprezentanții serviciului de ecarisaj au avertizat aceste persoane că patrupedele vor fi strânse de pe stradă și duse în padocul din incinta administrației domeniului public, dacă maidanezii nu vor fi crescuți în gospodării. Am ajuns să capturăm câinii care se numesc fără stăpân pentru că sunt îngrijiți de către cetățeni pe domeniul public. Și pe această cale facem apel la toți cetățenii municipiului Râmnicu Sărat, aducându-le la cunoștință prevederile legale și interdicția de a crește câini pe domeniul public. Recent, angajații serviciului de ecarisaj au strâns din mai multe zone ale orașului câinii de pe stradă pe care oamenii obișnuiau să-i hrănească. Rămași fără animale, cetățenii s-au adresat administrației domeniului public și au solicitat să adopte câinii. În realitate, ei doresc însă doar să elibereze maidanezii pentru a le da drumul din nou pe stradă. Autoritățile spun însă că astfel de strategii nu mai păcălesc pe nimeni. Au fost capturați o parte dintre acești câini, iar cei care îi îngrijeau, fie că este vorba de locuitori de la blocuri, fie că este vorba de locuitori de la curți, fac cereri, așa zis, cereri de adopție. Au depus astfel de cereri, dar, din păcate, trebuie atent analizate astfel încât să nu existe un tertip și o metodă de a păcăli o echipă întreagă de oameni care zi de zi aleargă pe străzile orașului și caută noi metode pentru eficientizarea serviciului de ecarisaj. Persoanele care iau în adopție un câine din padocul orașului trebuie să-și ia angajamentul că vor avea grijă de el și nu-l vor abandona din nou pe stradă. În cazul în care sunt descoperite că fac acest lucru, ele riscă să fie amendate.